Bună seara și bine v-am regăsit, domnilor și domnilor. Justiția este în această seară pe agenda publică. Vom vorbi în minutele următoare despre salariile judecătorilor și procurorilor, dar și despre încrederea sau neîncrederea românilor în justiție. I-am invitat în platoul Informația TV pe domnul avocat Valeriu Bancea, domnul avocat Horia Adrian Ungur și pe domnul Ciprian Costea, doctor în contabilitate. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Salut, bună seara. Da, domnilor, în urma sau începând din această lună, procurorii vor avea, se pare, salarii mai mari decât judecătorii, cu aproximativ 20 de milioane de lei vechi. Este normal să se întâmple așa, domnule Bancea? Eu salut orice majorare de salarii, pentru că știu că pentru bugetare asta înseamnă ceva și înseamnă un venit în plus, dar se pare că această majorare a declanșat o serie de nemulțumiri în rândul lucrătorilor pe tărâmul justiției și în special în rândul judecătorilor vis-a-vis de modul în care ei au fost tratați, raportat la procurori. Și aici nu mă refer la un conflict între cele două categorii de lucrători în domeniul justiției, de înalți funcționari, ci la modul în care cei care răspund de modul de gestionare a bugetelor fiecăruia au înțeles să adopte măsuri diferite. Primii, respectiv procurorii, se pare că au pus în aplicare dispozițiile Ordonanței 20 din 2016, care modifică și ea la rândul ei o lege mai apărută anterior. Și iar ceilalți judecătorii se pare că vor beneficia de o întârziere a punerii în aplicare ca urmare a atitudinii pe care a luat-o Ministrul de Justiție. Ama discuția implică paliere de ordin tehnic, dar și de alt ordin în ceea ce privește contextul în care apare această problema a majorării salariilor unora dintre judecători, că se pare că unii sunt vizați mai mult, alții mai puțin de această majorare. Depinde cum e aplicată și vis-a-vis de cine e aplicată. Se pare că cei care sunt tineri sunt cei care sunt mult mai interesați în această majorare decât ceilalți care și-au dobândit drepturile pe alte căi, hotărâri judecătorești și așa mai departe. Ei, aici e o întreagă discuție, după cum o discuție poate fi și despre e oportun, nu e oportun, e interesant de discutat niște majorări a unor înalți demnitari sau funcționari ai statului nostru, cum sunt judecătorii și procurorii, în condițiile în care despre veniturile marii majorități a oamenilor n-avem a discuta în cifre cu mai mult de 3 zerouri. Ne spuneați că cei mai interesați ar fi judecătorii tineri. Sunt diferențe mari între salariile judecătorilor tineri și celelalte salarii? Discuția strict punctual pe cuantumul salarizărilor, evident că ne depășește un pic, pentru că aici ar fi trebuit să fie cineva prezent din tabăra care e interesată. Noi suntem avocați, eu și cu colegul meu, cu Horia Adrian Ungur, și pe noi prea puțin ne afectează majorările lor sau chestiuni legate de salarizare. Pentru că noi avem un alt sistem, noi nu suntem nici bugetari, noi nu depindem de buget, noi depindem de bugetul nostru propriu pe care ne-l facem în fiecare lună. Iar la noi discuția poate avea doar un caracter apreciativ asupra celor interesați de această majorare, vorbind la modul sec și rece despre această chestiune. De ce am spus că sunt interesați cei tineri? Păi consultând tabela cu memorandumul pe care l-au înaintat recent judecătorii nemulțumiți de poziția ministrei Raluca Prună, am constatat că Satu Mare nu are pe acea listă de vreo 720 parcă de persoane, de grămășel, decât câțiva tineri.
trei procurori, doi din care unul din satul mare și pare mi se un magistrat, o judecătoare, toți oameni tineri în profesie. Deci de-aia presupun că cei tineri sunt mult mai interesați în dobândirea drepturilor lor salariale. Asta nu înseamnă că ceilalți poate ar fi dezinteresați. Poate ei sunt mai curajoși. Domnule Bancea, aveți dreptate. Discutăm despre salariile judecătorilor și procurorilor în lipsa acestora. Vreau să vă informez și pe dumneavoastră, cât și pe telespectatorii noștri, că i-am invitat atât pe judecători, cât și pe procurori să participe la această emisiune. Din păcate, nici unii și nici ceilalți n-au dat curs invitației noastre. Domnule Ungur, ce părere aveți noastră? Sunteți avocat, avocat cu experiență. Este bine să câștige procurorii un salariu mai mare decât cel al judecătorilor? Dacă pornim de la legea 303 pe 2004, care reglementează statutul judecătorilor și procurorilor, și vedem, analizăm articolul 1 a acestei legi, judecătorii sunt înfăptuitorii justiției, iar procurorii sunt apărătorii legalității. Legalitatea însemnând respectarea legii. Procurorul este parte în proces, egală în drept cu apărarea. Pare hilar, dar așa este concepută desfășurarea mersului justiției, încât atât acuzarea reprezentată de procuror, cât și apărarea sunt egale în drepturi în fața înfăptuitorului justiției, în fața judecătorului. Aș dori să vă spun că orice conflict ar apărea de orice natură, acum în acest moment ne preocupă ideea aceasta a diferenței de retribuție, a salariului mai mare pe care îl vor lua procurorii decât judecătorii. N-aș vrea să spun că este o anomalie, ci mă întorc la importanța, la greutatea specifică în înfăptuirea actului de justiție a unuia și a celuilalt. Aflați față în față astăzi judecătorul și procurorul. Importanța socială a muncii magistratului, consider eu, este net superioară decât a unei părți din actorii care desfășoară procesul în fața magistratului. Apărarea și acuza. Care, încă o dată spun, cu tot regretul față de acele persoane care și-au imaginat, printre altele, că podiumul pe care este masa procurorului trebuie să fie mai înalt cu 25, nu știu de ce s-a ales această cifră, 25 de centimetri decât acela al podiumului pe care este așezată masa apărătorului, a avocatului. Au trecut 25 de ani de la Revoluție și probabil că... Probabil că se oglindește direct proporțional cu ceea ce timpul a fost scurs. Da, probabil. Bine, putem noi să facem aceste glume, ni le putem permite. Însă cine a declanșat această discrepanță, nu numai că a făcut o anomalie, dar l-a supărat pe omul de rând, care așteaptă din partea justiției aplicarea legii. Omul nu zice neapărat să-i se dea lui dreptate, chiar dacă subiectivismul lui îl duce spre a crede că el tot timpul are dreptate. Omul, subiectul de drept, primul cerșetor al justiției, ca să-l numesc vulgar,
cel care cere justiției un act să-i se îndeplinească ceva. Și aici nu vreau să ne refugiem într-un alt domeniu mult mai spinos și mult mai, în egală măsură, mult mai ridicol, în care omul nu se judecă cu nimeni decât cu judecătorul și tot pierde procesul. Este de o absurditate pe care eu greu reușesc să o înțeleg. Da, dacă vreți vom ajunge și la actul de justiție, dar pentru moment să rămânem la salariile judecătorilor eu, și procurorilor. Eu, încă o dată, ca să conchid, cred că cine a provocat această... E o... în spatele acestei chestiuni se ascunde o armată de răufăcători ai statului. Înainte de a da cuvântul domnului coleg de platou, mai vreau să subliniez ceva, pentru că dânsul, fiind având o altă specialitate decât noi, sigur că da, poate să facă niște analize pe palierul financiar. Dar înainte de chestia asta, trebuie subliniat un lucru și lumea cam știe treaba asta. Și unii și alții au salariile mult mai substanțiale decât erau în anii anteriori și decât era tratamentul pe care l-au avut, mă rog, cu ani și ani în urmă, chiar înainte de Revoluție, evident. E un fapt pozitiv. De ce? Pentru că ei fac parte dintr-o categorie, ca să zic așa, specială. Sunt reprezentanții unei puteri în stat, e puterea judecătorească, și evident că așteptările de la astfel de înalți funcționari ai statului sunt foarte importante și foarte mari pentru cei care beneficiază de actul de justiție, așa cum zicea și colegul meu. Dar problema e nu că unii vor avea salarii mici și alții vor avea salarii mari, că ambele categorii au salarii mari. Problema e că în cadrul lor existau, în cadrul acestor profesii, trebuie să spunem de la bun început acest lucru, pentru că tot ne-am apucat să povestim despre el, existau niște diferențieri care nu erau admisibile, având în vedere gradul de pregătire, performanța profesională, dificultățile cu care se întâmpină, uzură și așa mai departe. Existau niște discrepanțe pe care statul a încercat să le compenseze, adăugând tot felul de procente de regularizare a acestor venituri. Problema e că având o dependență diferită în ceea ce privește fiecare din aceste instituții, mă refer la, pe de-o parte, la procurori, pe de altă parte, la judecători. Având o dependență diferită în raport organizatoric în ceea ce privește stabilirea bugetelor, au existat și diferențieri în ceea ce privește tratamentul financiar al fiecarei categorii și diferențieri chiar în cadrul categoriei respective raportat la anumite criterii de aplicare. Ba mai mult, sunt instanțe în țară care pentru același judecător, aceeași categorie de judecători, că sunt judecători de judecătorie, de tribunal și așa mai departe, curte de apel, fiecare cu diferite grade. Deci pentru același grad erau salarizări diferite. Și atunci a venit această ordonanță 20 din anul acesta, care trebuia să fie aplicată începând cu data de 1 august, prin care se încerca eliminarea acestor discrepanțe și să stabilească un plafon de la care să pornească toată lumea. Și de acolo se aplică, mă rog, diferențierile raportat la vechime și așa mai departe, la alte criterii pe care le cunoaște. Problema care e în discuție și care a creat vrajbă e că Procurorul General a dat ordin pentru majorarea respectivă care le-o permite legea respectivă, pe când ministra de justiție nu. Fără să dea o explicație plauzibilă gestului său. Și atunci există diferite interpretări în public. Stai, domnule, ce se întâmplă aici? În primul rând, e o chestiune de imagine în guvern. Păi primul ministru supervizează un astfel de act normativ, ordonanța de urgență este semnată de primul ministru, și un ministru din guvernul lui care avea la vremea respectivă și a dat acordul pentru
adoptarea actului normativ respectiv, acum se opune la aplicarea lui. Pe de altă parte, domnule Bancea, ăsta e un singur, unul din magistrații cu CSM susțin că ordonanța nu se referă la sistemul judiciar și că doar la profesori, polițiști, medici, personalul medical. Așa e. Acest lucru ar rezulta oarecum și din nota de fundamentare a guvernului, așadar, oarecum este explicabil de ce doamna ministra Justiției n-a dat acel ordin de majorare a salariilor. Domnule Costea, ce părere aveți noastră? Spunea domnul Pancea că de la această categorie profesională se așteaptă mult. Așteptăm noi mult și de la medici și cu toate acestea au salariile pe care le știm cu toții. În schimb, în momentul actual de evoluție al României, justiția cu toate componentele sale trebuie să joace un rol foarte important. Statutul judecătorilor și al procurorilor este un statut special, implică anumite constrângeri și din acest considerent este logic ca atât judecătorii cât și procurorii să beneficieze de un tratament de remunerare diferit față de alte categorii sociale, cum de altfel există și în alte sisteme, de exemplu sistemul de intelligence, unde este la fel de normal să existe o remunerare consistentă. Astăzi am avut ocazia să analizez un studiu care se face din 2 în 2 ani de către Comisia Europeană și pentru ca să pornim așa la o discuție, studiul se face pe două paliere, la începutul carierei de procuror respectiv judecător și la finalul carierei de procuror respectiv judecător. Conform datelor, prima concluzie este că în cele mai multe țări din Europa, și vorbesc de Europa, nu doar de Uniunea Europeană, există o egalitate între veniturile judecătorilor și a procurorilor la intrarea în sistem, urmând ca pe parcurs în cele mai multe țări să se mențină pe măsura evoluției profesionale această etapă, cu un număr de țări relativ mic, dar la care la finalul carierei media salarială, pentru că aici nu o să intrăm în toate detaliile din tabele, media salarială la judecător să fie sensibil, nu mult, dar sensibil mai ridicată decât a procurorilor. Ceea ce pe mine, în schimb, m-a șocat este nivelul extrem de mic al remunerării judecătorilor și al procurorilor din România raportat la cei din Uniunea Europeană. Suntem din nou la coadă și cu tristețe trebuie să spun că, în ciuda unor dezbateri că, vai de mine, ce salarii au, ținând cont de constrângerile și presiunea care există pe această categorie de profesii, cred că ar trebui să se gândească în societatea românească și aspectul eliminării ultimei poziții a României din perspectiva veniturilor medii încasate de către aceste categorii profesionale. Acum, revenind un pic la această discrepanță care există... Da, și diferențele de salarii dintre alte categorii profesionale și salariile din alte țări Uniunii. Știți, de exemplu, la medici. Da, așa este. Există și în domeniile respective diferențe consistente. În schimb, spre deosebire de judecători și procurori care au un statut total special, Constituția României, cine are curiozitatea să o analizeze, are articole dedicate judecătorilor și procurorilor unde se spune foarte clar că funcțiile respective sunt incompatibile cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. Subliniez, funcții didactice, atât. Și cele de creație... Bineînțeles. Opere, da. Este, în schimb, o viață care trebuie să o dedici profesiei. Acest lucru este valabil și în cazul polițiștilor, revenim, și în cazul celor din Serviciul Român de Informații, din Ministerul Apărării. Așa este. Sistemele de forță care asigură echilibrul unei țări, în fond și la urma urmei. Există o decizie a Curții Constituționale a României din 2006, decizia 866, care a stabilit că judecătorii și procurorii se află în condiții similare de statut și carieră și de legile de salarizare. Magistrați. Exact, și legile de salarizare tratează similar. În acest context, această evoluție care a avut loc în ultima perioadă privind discrepanța de salarizare
cu certitudine se va elimina printr-o formă legală. Suport legal. Cine a greșit din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Costea? A greșit procurorul general atunci când a dat acel ordin prin care majorează salariile procurorilor? Sau a greșit doamna Raluca Prună, ministrul justiției, nu, că n-a dat un ordin pentru majorarea salariilor? Problema fundamentală nu vine. Este astăzi la CSM ședința care a avut loc, a confirmat într-o oarecare măsură din perspectiva juriștilor care sunt acolo prezenți poziția pe care a adoptat-o procurorul general și pe care eu tind să o cred foarte corectă în momentul de față. Problema fundamentală pornește de la sistemul de alocare bugetară în sistemul juridic, unde există mai mulți ordonatori de credite. Și unde nu se respectă și unde nu se respectă o cerință impusă de acea lege 304 din 2004, care e făcută îmi permit să vă completez, de ce? Pentru că aveți exact ideea pe care doream să merg. Sigur că da, pentru că Uniunea Europeană ne-a impus un astfel de parcurs. În 2007 noi trebuia să-l și definitivăm și lucrul ăsta s-a întâmplat prin modificările legislative care au survenit în scriptic. Faptic nu s-a întâmplat. Și lucrul ăsta nu face decât să ne scadă credibilitatea atât pe plan național în ceea ce privește justiția, pentru că sunt niște factori care sublinează justiția din această perspectivă. Acum, chestiunea comportă și o discuție de ordin tehnic. Dar, pe de altă parte, ne subminează poziția în cadrul Uniunii Europene. Pentru că ce credibilitate avem noi când, da, suntem de acord, când am intrat în Uniunea Europeană cu absolut toate reglementările, cu dispozițiile Curții Europene, a drepturilor omului. Cum avem posibilitatea, le încălcăm. Și cum se ivește câte o situație de genul ăsta pe care a spus-o și colegul, imediat o dăm cotită. E perfect ce a făcut, perfect legal ce a făcut procurorul general. Nu se poate reproșa acest lucru. Sigur că da, acum lucrurile, v-am spus, trebuie privite din mai multe unghiuri. Omul de rând nu prea înțelege ce e nemulțumirea asta. Adică ei au salarii mari și le mai trebuie încă niște adăugături acolo ca să își mai întregească veniturile. Că nu au destul de venituri. Vorbim de majorări, de salarii, de ordine. Din punct de vedere legal, așa este. Legea odată adoptată și ordonanța are putere de lege, care o convertește legea de aprobare ulterior, dar până atunci aș produce... Ordonanța de urgență 57 din 2015 este completată prin această ordonanță. Eu îl învinuiesc pe primul ministru, care a scăpat frâiele echilibrului de participare la actul decizional în cadrul guvernului. El trebuia imediat să se sesizeze ministrul justiției, ori să fie și el activ și, mă rog, e persoană de sex feminin, ori, din potrivă, să oprească acest dezechilibru. Pentru că nu a făcut altceva decât să-i arunce pe unii împotriva celorlalți. Și de suferit va avea omul de rând. Și întreaga societate, cetățeanul, pentru că societatea. În ziua de astăzi este extrem de mare atenție alocată justiției. Ori dacă se va întâmpla o experiență similară cu anul 2009, când a existat un conflict, nu va fi privit în societate în mod pozitiv acest aspect. Ori, încă o dată, revenind la ceea ce spuneam, aceste majore salariale sunt privite pozitiv în societate din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Costea? Da. Credeți că telespectatorii care se uită acum la noi privesc pozitiv o majorare de salarii în cazul procurorilor între 1400 și 1900 de lei? Eu vă pot spune că în contextul așteptărilor imense de asanare a corectitudinii societății românești, nu se poate ajunge spre această direcție, spre normalizare, decât sprijinind pe cei care sunt actorii principali din domeniul respectiv. Bugetari fiind judecătorii și procurori. Acum nu putem în spune că doar justiția lumea, este actor principal în România. În acest context, toată lumea trebuie să înțeleagă că este un pas normal de evoluție pozitivă a României, inclusiv creșterea salariilor
judecătorilor va trebui să fie corectată printr-o intervenție în ultime instanță a primului ministru, dacă nu este doamna ministru a justiției în stare să rezolve singură problema în calitate de ordonator de credite de această dată. Părerea mea e vis-a-vis de această atitudine pe care a adoptat-o ministrul de justiție, pentru că noi acum discuția e, cum să zic, în paranteză fie spus, discuția e parțială. Ordonanța respectivă nu se referă numai la judecători și procurori. Să fie clar. Sau nu se referă deloc, spun unii, la judecători. Eu zic și că nu se referă numai la aceștia, se referă în general la bugetari care au discrepanțe salariale și a care menirea ei e aceea de a elimina aceste discrepanțe și a porni de la o bază de la care se pot să calculeze în mod corect beneficiile salariale pe care le ai, drepturile salariale. Acum nu intrăm în detalii tehnice, dar ce am vrut să zic? Mâine ar putea veni cei din administrația locală să se plângă și să spună că care au salarii probabil mai mici, care au salarii foarte mici în comparație cu... Tocmai asta vreau să zic. Deci ce a făcut acest gest al doamnei ministru? Acest gest al doamnei ministru are niște implicații destul de largi. Vă spun eu unul care îl bănuiesc. Păi, în momentul în care scoți în public nemulțumirea judecătorilor vis-a-vis de această neluare de măsuri privind la aplicarea unei ordonanțe, în momentul respectiv creezi un deserviciu justiției. De ce? Pentru că percepția publicului va fi total defavorabilă. Dacă stau și unii compară salariile unora cu ale altora, dacă profesorii vor începe să-și compare salariile cu judecătorii, medicii cu profesorii și așa mai departe, sunt mai multe categorii bugetare, vă dați seama ce discuții total neplăcute și total nefolositoare mersului general al nostru, al statului vor avea loc. Vor avea loc perturbări destul de mari. Așa că aici eu, unul să fi fost, aș fi în locul ei, n-aș fi făcut gestul ăsta. De ce? Pentru că nu arăți că ai făcut un lucru grozav, ci dimpotrivă răscolești niște lucruri care sunt cât se poate de neplăcute pentru mulți și le arată o fațetă destul de neplăcută, mai ales celor care a acestei legi, celor ale căror salarii sunt foarte, foarte mici și pe care nu-i vizează legea respectivă și care sunt mult mai mulți decât cei care beneficiază de pe urma acestei ordonanțe. Așa că ceea ce a făcut procurorul general din punct de vedere tactic, ca să mă exprim așa între ghilimele, a fost o mișcare bună. A respectat și legea și n-a făcut tam-tam prea mare. Doamna Raluca Prună n-a respectat nici legea și a făcut și un tam-tam care nu-i folosește nici ei și în general nici justiției. Și de altfel dumneai, prin comportamentul pe care l-a avut în ultima vreme, să știți că nouă avocaților ne-a creat o senzație a unei persoane care pur și simplu sfidează anumite percepte după care ne conducem, nu numai noi avocații, dar în general toți care avem tangență cu justiția. Afirmații de genul care le-a făcut în urmă, de genul drepturile și libertățile sunt un lux sau așa mai departe și alte afirmații de genul ăsta nu-și au locul, mai ales pentru o persoană cum e ea, care a afirmat că a profesat și ca avocat. Nu știu cât a domnule profesat. Domnule Bancea, oare n-a greșit premierul, așa cum spunea și domnul avocat Horia Adrian Ungur, atunci când a dat această ordonanță de urgență, când și-a propus printr-o ordonanță de urgență să elimine aceste diferențe dintre salarii? Păi, probabil că au greșit. Rezolva această problemă printr-o ordonanță de urgență? N-ar fi trebuit rezolvat acolo în Parlament, domnule Ungur? Bineînțeles. Eu nu abandonez ideea. Pentru că un prim-ministru, atunci când, mai ales obișnuit cu avalanșa asta de ordonanțe de urgență, prin care de multe ori modifică legile. Dar e vacanță parlamentară. Nu e singurul prim-ministru care abuzează de ordonanțe. Însă într-o chestiune atât de sensibilă, cum este pâinea pe care o pui pe masă copiilor, familiei, salarul din care trăiești, că n-ai altă sursă, trebuia să fie mai atent la o lipsă a unui membru al guvernului său
cât se poate de eclatantă, cât se poate de evidentă și să o acopere imediat. Ar trebui, după părerea mea, să-și pună țărâna în cap și să scoată o nouă ordonanță care să o suplinească pe aceasta, să o completeze, să o ajute în liniștirea atmosferei create de pe urma acestei nedreptăți. Nu, nu sunt de părere asta. Nu trebuie scoasă o nouă ordonanță ca să ce? Ca să pui la punct un ministru care efectiv nu se supune legii? Soluția este să aplice ministru ordonanță. Sigur că da. Deci soluția e una singură. Ori aplici legea, ori te dai la o parte. Îți dai demisia dacă nu știi să o aplici. Sau ai rețineri vis-a-vis de aplicarea ei. Mă rog. Dar problema care e aici și care ar aici emană, sau cum să zic, mai multe lucruri. Chestiunea care mie mi se pare cam ciudată e aceea că doamna respectivă probabil se trezește că nu are de unde să plătească banii care ar trebui să-i plătească. Pentru că nu trebuie să plătească numai procurorul și judecătorilor majorele respective. Acolo e o gamă întreagă de funcționari care trebuie să beneficieze și de oameni, de bugetari, care trebuie să beneficieze de majorele respective. Gândiți-vă că acolo e un efort bugetar foarte mare. Și nu știu dacă guvernul a analizat cum trebuie acest efort sau nu. Și în condițiile în care ne găsim astăzi. Pentru că noi trăim practic din ce? Din împrumuturi. Economia noastră care se tot zvonește prin... Care duduie? Da, că duduie, că folosește termenul de pe vremea lui Tăricianu, că și el n-a avut ce lucra și a folosit termenul ăsta în condițiile în care nu prea duduia economia noastră, că nu mai duduie din... de mult. Nu din 89, chiar înainte de 89. Credit cu buletinul. Ca de prin 84-85 s-a cam terminat cu industria noastră. Deci, în condițiile astea, în care nu ai o susținere financiară, sigur că încep să se ivească tot felul de probleme. Și probabil că la chestiunea asta s-o fi gândit și ea. Dar e o chestiune care nu privește numai pe dumneai. Dumneai are un palier limitat. Dumnezeu răspunde de bugetarea Ministerului de Justiție, care Ministerul de Justiție se ocupă cu bugetarea judecătorilor și nici măcar a tuturor celor care a magistraților, numai a judecătorilor. Și nu a tuturor judecătorilor, ci a celor de la judecătorii, tribunale și curs de apel, punct. Dar unde este? În alta curte. În alta curte, în alta curte este ordonator separat de credite. Este, sigur că da, e ordonator de credite separat, are buget separat. Exact. În condițiile în care, în alta curte, potrivit acelei reglementări din 2004 și care a fost după aceea stabilizată în 2007, i s-a impus, și-a autoimpus de fapt legiuitorul și guvernul să treacă această bugetar, acest atribut de ordonator de credit pe seama în alte curți. Atât în ceea ce privește instanțele ordinare, cât și în ceea ce privește instanța supremă. Și nu numai pentru ea. Așa cum de altfel se întâmplă, cum ați zis, și în alte țări. Dar acest aspect nu este pus în practică, pentru că în momentul de față, judecătorii din instanțele de tipul judecătorilor, tribunale și așa mai departe, sunt plătiți prin Ministerul Justiției. Prin Ministerul Justiției. Ba mai mult, mai avem încă un ordonator de credite și în cadrul procuraturii. Deci procurorul general e cel care, pentru că el e cel care semnează ordinele de mărire de ajustare a salariilor și a indemnizațiilor și așa mai departe, dar nu uitați un lucru, dânsul are competență pentru parchetul de pe lângă în alta curte și foarte interesant pentru DICOT, dar pentru Direcția Națională, care este o direcție în cadrul Parchetului Național, în cadrul Parchetului General, nu, pentru că aceia au buget propriu și pentru aia, pentru bugetul respectiv semnează șeful Direcției Naționale Anticorupție, respectiv actuala șefă care e în exercițiu, își exercită mandatul. Așa că la noi, ca la nimeni, dacă în țări ca Franța, Germania sau... Vor fi majorate, domnule Bancea, din câte știți noastră, că n-am auzit în această perioadă să se plângă procurorii de la DNA că nu vor avea majorări de salarii. Ei au salarii mari, pentru că au un regim special chiar în interiorul
în interiorul profesiei de procuror au un regim aparte. Acum n-aș putea să vă spun ce salarii au și nici nu doresc să mă implic prea mult în treaba asta, că nu mă interesează și nu mă privește, dar prin această majorare care le conferă ordonanța 20 din 2016, evident că vor avea niște salarii și mai mari decât cele care sunt acum. Și actualmente, după știrea pe care o am, cele mai adică mari li se aplică. Venituri le au cei din salariile celor de la Înalta Curte și cei care lucrează în parchetul general, respectiv DNA-ul și DICOT-ul. Acestea sunt, acolo sunt vârfurile salarizării. Sigur că există și alte situații, de exemplu, sunt în parchetele de pe lângă Înalta, de pe lângă curțile de apel sau chiar sau judecători de la curțile de apel care au salarii mai mari datorită vechimii, datorită anumitor sporuri pe care le-au primit, dar, în general, acolo, la vârf, acolo sunt salariile cele mai mari. Pe de altă parte, este normal să existe aceste salarii mari în justiție la procurori, atâta timp cât în România, de exemplu, un medic cardiolog la nivelul unui spital județean să câștige, să aibă salariul din august anul acesta, după majorare, de 5.100 de lei. Doamnă, aș fi foarte bucuros dacă medicii ar avea salariul de câte 7-8.000 de euro și judecătorii de 10-15.000 de euro. Și noi atunci aș ști că omul de rând pleacă și el, dar la un 2.000-2.500-3.000 de euro. Da? Și noi am fi bucuros să unde se suntem? Acest lucru. Dar, unde suntem de o astfel de situație? Suntem, și atunci este normal să majorezi salariile din justiție, salariile procurorilor și judecătorilor și să le lași pe celelalte la nivelul la care... Nu, era normal dacă era așa. Dar s-au majorat doar procurorilor. Aici e problema. Deci problema conflictul este aici s-a născut. Că în România se discută mult despre majorările salariale și este foarte bine că se discută de majorări salariale, cu excepția salariului minim pe economie, care este o măsură birocratică. Este absolut normal că în justiție se majorează salariile și este foarte bine. În schimb, nu este bine că s-a creat această stare de tensiune, din nou divide timpera tipic românesc, unii împotriva altora, acum judecătorii împotriva procurorilor. Doamna ministru a Justiției cunoștea prevederile acestei ordonanțe, deoarece este membru al Guvernului și chiar nu cred că era în necunoștință de cauză în momentul în care s-a aprobat și putea să prevadă consecințele concrete și raționale care derivă din această ordonanță, nu rămâne decât să pună în aplicare și să echilibreze lucrurile. Acum, în ceea ce privește resursele financiare, nu se pune problema unor lipse financiare în bugetul României atât de grave încât să nu se poată acoperi aceste creșteri preconizate și la un moment dat sper și realizate și în cadrul celor care sunt cu funcție de judecător. Mai ales atâta timp cât băncile au bani. Dar să vă completez, sistemul de finanțare al statelor în epoca actuală este un sistem bazat pe împrumut. Aici este foarte mult de discutat, dar este o temă care o dezbatem într-o total altă emisiune. Cuvântul ăsta spune și totul. Și în România și în alte țări există deficite bugetare și până vor exista deficite bugetare, statele se vor împrumuta și ulterior își vor tot rostogoli datoriile. Singura soluție de plată a datorilor este creșterea economică și de aia se tot urmărește acest indicator. Bun, dar creșterea aia economică e un pic mai discutabilă, pentru că de aia a ajuns lumea unde a ajuns și spun marii analiști economici, care sunt niște somități al cărui cuvânt nu poate fi pus la îndoială. De-aia a ajuns lumea unde a ajuns și în crizele în care a ajuns, pentru că noțiunea de creștere economică este înțeleasă destul de deformat actualmente. Înainte, creșterea economică era privită prin lansarea sau relansarea producției. Că producția era industrială, că structura era agricolă, că era din este complexă din, și există niște indicatori sau din alte așa. Indicatori statistici avem suficient care de mulți care să ne liniștească atât de tare încât să nici nu înțelegem pe unii. Dar când ne uităm mai departe la elementul producție, atunci aici nu prea avem prea multe de discutat, că nu prea avem cu ce. Cu ce să laudă economia României? Cu un sector privat care săracul își duce zilele așa cum poate,
datorită privațiunilor legislative și așa mai departe. Privat, cunosc deci, bine situația și în acest context, revenind la subiectul emisiunii, n-aș fi făcut ceea ce a fi făcut, ce a făcut Raluca Prună. Pentru că nu poți să-i pui decât într-o lumină care să-i dezavantajeze pe judecător și pe procuror, în condițiile în care eu vorbesc ca avocat și zic că sunt detașat de ei, mai ales că vârsta îmi permite lucrul ăsta și experiența pe care o am în domeniu. În condițiile în care lumea așteaptă mult mai mult de la ei decât chiar ce oferă astăzi. Pentru această lume. Deși astăzi se oferă destul de mult. Că am putea discuta și în privința asta atât de mult că nu știu dacă va ajunge vreo 10 emisiuni. Ca să vorbim despre modificările legislative care s-au făcut și s-au antamat cu între ele a participat și doamna Prună, am înțeles, la elaborarea unor asemenea modificări legislative. Vorbesc de noile coduri și așa mai departe, legislația care a apărut. Cu accesul cetățean, asigurarea accesului liber la justiție, în condițiile în care îi crești taxele de timbru, în condițiile în care pur și simplu îl tăvălești prin birocrația și îl faci dependent de o birocrație total inutilă, în condițiile în care desfințezi anumite căi ordinare de atac, cum a fost recursul. Recursul a fost calea ordinară de atac, care după Revoluție, alături de apel, au fost mari realizări. Hotărârile judecătorești nu erau verificate doar în apel, erau verificate și în recurs. Și noi știm că noi am lucrat și înainte, când aveai numai recursul la dispoziție ca și calea ordinară de atac și eventual calea extraordinară de atac ar fi fost recursul extraordinar, mă rog, nu vorbesc de celelalte căi de revizuire și contestație în anulare, dar când ajungeai la recursul extraordinar, condițiile în care în fiecare an acolo erau sute de mii de cereri de analizat împotriva hotărârilor judecătorești. Și atunci inovația care s-a adus, inovație care a presupus readucerea din vechile coduri anterioare a instituției apelului, a fost un mare câștig. Ca să te trezești că vin noile coduri și au tăiat peste o cale ordinară de atac, care este recursul, că practic au tăiat, că au transformat-o într-o cale extraordinară de atac și sunt acolo câteva condiții imposibile de a dreptul de a verifica hotărârile judecătorești pe calea recursului. Deci despre ce vorbim? Despre ce revoluție vorbim? Despre ce așteptări ale oamenilor vorbim? Ca să nu mai vorbim de alte cazuri și cazuri de corupție care sunt și pe care dumneavoastră le-ați decelat aici în emisiuni. Eu nu revin asupra lor și nici nu face nicio plăcere, pentru că nu, ori de câte ori au câte un caz de corupție în justiție, mă afectează pe mine, chiar dacă eu sunt doar un simplu avocat și îi văd ceilalți sunt judecători sau procurori care sunt implicați. Sigur că au fost implicați și avocați în astfel de experiențe triste. Dar oamenii așteaptă mult mai mult decât să vadă astfel de cazuri de corupție și mai ales în condițiile în care salariile lor sunt mărunte și cei care astăzi clamează, nerespectează legii, au niște salarii foarte mari. Nu trebuie să trecem peste treaba asta. Raportat la nivelul mediu din România, țară, dar țară, foarte mici raportat la ceea ce este în Uniunea Europeană. Bun, dar n-are rost. Ce vă spune mâine? V-aș ruga, s-a atins de foarte multe ori părerea cetățeanului. Pentru că el este cel care, la ora actuală, a aruncat justiția într-un grad de neîncredere cum n-am prea mai avut, nici în perioada anterioară Revoluției, atât de mare neîncredere în justiție. De ce s-a ajuns aici? Pentru că el simte, cetățeanul simte că el este un paria, este îndepărtat de justiție. Colegul a început să spună o mică parte. Dar nu poți să ridici numai colțul. Da. Ceapului, că dacă ridici tot... Cetățeanul atât de mult suferă de pe urma unei birocrații ce s-a creat în justiție, cum nu se poate. Cum nu se poate. Și el, din această perspectivă, analizează justiția. Nu-l mai impresionează arestările astea cu cătușe ale miniștrilor, ale foștilor miniștri, ale banii chiar ale judecătorilor și procurorilor, pentru că sunt, din păcate, mult mai mulți din aceste categorii decât din alți participanți la înfăpturea justiției arestați pentru corupție. Dar el vede, cetățeanul analizează din perspectiva finală. Un proces este
are o fază de cercetare, să zicem penalul, o fază de cercetare, o fază de judecată, o fază de executare. Aceste trei etape ale procesului nu pot fi separate. Ele sunt un lanț. Și dacă de undeva lipsește o verigă, nu mai e un lanț, sunt două lanțuri. Și unde vreau să ajung? Executarea hotărârilor penale este vizată și privită și supravegheată exclusiv din perspectiva pedepsei pe care condamnatul trebuie să o execute. Nimeni nu mai este preocupat de recuperarea prejudiciului. Pe nimeni nu mai interesează s-au întors acei bani, parte din ei și în salariile judecătorilor și magistraților, pentru că tot de la buget sunt plătiți, dar marea lor parte să se întoarcă de acolo de unde ei au fost furați, adică din bugetul statului. Și aici, ca să îmi dai voie să te completez, pentru că aici tot vorbim și am văzut în mass media să atinge foarte mult subiectul ăsta cu recuperările prejudiciilor provocate prin infracțiune. Da. Și sunt recuperări de sute, de milioane de euro. Și dacă vorbim numai moneda euro. Ei, aș fi fost foarte plăcut, impresionat, dacă un astfel de ministru de justiție sau, mă rog, cei care sunt în ar fi pus guvern, ar fi venit cu o propunere legislativă de modificare sau de completare a legislației penale în domeniu, care să viseze astfel de măsuri care să ducă la concursul benevol al infractorului la recuperarea prejudiciului. Pentru că aici trebuie să ajungem. Ne place, nu ne place că respectivul a săvârșit infracțiunea respectivă, suferă oprobiul public, suferă condamnarea fizică pe care o are prin privare de libertate și așa mai departe. Bun, dar toate astea nu duc la recuperarea prejudiciului. Păi el trebuie să-l faci interesat în recuperarea prejudiciului. Cum? Păi cum poți să faci interesat pe un om decât dacă obține și el un avantaj cât de mic de acolo? Umblă la sistemul de pedepse în condițiile în care el recuperează prejudiciul. Pentru că și înainte vreme, în codul din 1968, care s-a pus în aplicare în 69, erau prevăzute astfel de modalități. În momentul în care se recupera prejudiciul, era una din circunstanțele atenuante de care trebuia să țină seama. Nici nu se discuta de o pedeapsă fără executare în afara executării, recuperării prejudiciului. Nici nu intra în discuție. Dacă îmi permiteți o scurtă incursiune în discuție, dar este importantă, percepția mea este că această scădere în indicatorul acesta încredere în justiție se datorează în primul și în primul rând nu televizării unor arestări mai mult sau mai puțin necesare a fi prezentate public, ci faptului că nu se recuperează banii de la persoane condamnate definitiv. Toată lumea vorbește și societatea așteaptă ca acele prejudicii mari constatate din furtul din bugetele publice să fie cel puțin în parte recuperate. Sigur, da. Este o discuție amplă care se poate. Dar de ce nu total? Pentru că nu este posibil. Știți când se mai total întâlnește judecătorul cu recuperarea prejudiciului pe care el l-a stabilit în sarcina inculpatului? Peste 4 ani plus jumătate din pedeapsa executată zi la zi. Adică la reabilitare. Acolo are condiția reabilitării, printre altele, recuperarea prejudiciului. Adică la calendele grecești, pentru că omul execută recte 10 ani de pușcărie. Pe prea puțin i-ar interesa o reabilitare în astfel de condiții. Bineînțeles. Mai ales la infracțiuni economice sau de corupție. Nu-l mai interesează. Nu-l mai interesează. Și nici nu-ți cere reabilitarea, pentru că îi cer să-ți facă dovada recuperării prejudiciului, ori el a fost cocoloșit de unii, de alții. N-are nevoie doar de reabilitare în condițiile în care el are depus în conturi
secrete sau, mă rog, prin interpersonale. Abia așteaptă să iasă peste 10 ani chiar. Milioane de euro. Sigur. Nu îl mai interesează lucrul ăsta, pentru că el știe clar, chiar dacă va fi reabilitat de 10 ori, el nu va mai avea ce căuta în politică sau să accede la funcții de maximă răspundere, mă rog, înalt funcționar și așa mai departe, în stat. Dar banii, oricum, care banii pe direcția aceasta i-a furat, ăia rămân în continuare. Exact. Sistemul de executare a pedepsei. Sistemul de executare a pedepsei trebuie diferențiat în raport de prejudiciul cauzat și de posibilitățile recuperării lui. Prezintă el garanțiile recuperării prejudiciului într-un anumit timp, atunci. Dar la noi am făcut altceva. Noi am pus să scrie cărți, să rupă de prin ziare afișe și să le pună în tot felul de cărți și să ne spună cum plângem noi dacă îi citim lui cărțile și așa mai departe, dar nimeni nu interesează, domnule, dar prejudiciu. Este o discuție amplă în societate și din perspectiva... Și oamenii, omul din această perspectivă nu vede justiția. Această discuție este doar în societate, doar în media, nu se face nimic. Eu știu pentru că a schimba această situație. Se lucrează pentru a se pune în funcțiune această Agenție Națională pentru Recuperarea Prejudiciilor. Da. Nu cunosc, în inventând schimb, mai este necesar, vrei să nu rezolvi o chestie, o problemă, inventezi o comisie. Să okay, eu doar vă spun ca și economist. Te rog, este o treabă care probabil va ajuta statul să recupereze măcar în parte. Dar de ce aici trebuie să inventăm instituții? Dar de ce trebuie altă instituție, domnule, când se poate executa? Pentru că nu există rezultatele scontate. Păi, dacă vom avea o altă instituție? Probabil că dacă se va da ca target unic acest obiectiv de activitate, va acționa și va găsi mecanismele și resorturile necesare să fie mai dinamic. Mai dinamică această instituție la noi, în noi totdeauna aceasta. Umblăm la efecte și nu la cauze. Păi da, aveți dreptate. Deci dacă umbli la cauze și vezi, vei obține și înlăturarea efectelor, dacă înlături cauza. Ori aici n-ai cum să înlături efectele atâta timp cât ceea ce se urmărește, ceea ce se urmărește de către infractor, nu? Să și obține de el. El știe că cu riscul unei pedepse mari face treaba respectivă și de aceea o face pe bani mulți, nu pe așa, pe mărunțișuri. Și atunci nu merită pentru el să facă vreo 4-5 ani de pușcărie acolo și să știe că după ce iese de ăsta, domnule, în insulele Cayman sau nu știu unde, da, îl așteaptă un cont ras, o vilă cu vedere la ocean și așa mai departe. I-am spus mai mult, domnule. Dă-i procurorului posibilitatea să-i spună omului în față: mă, omule, am dovezi că ai sustras 60 de milioane de euro. Mă duc la suma asta mare, pentru că despre asta e vorba și deranjează omul de rând. O astfel de sumă sau la cea de scutire de 80 de milioane pe timp de 8 ani și așa mai departe. Niște aberații pe care mintea unui om simplu nu le poate da minte un jurist și doctor și profesor universitar. Doamnă, ai 60 de milioane. Te pot aresta. Acum. Eu te duc la judecător și te arestează. Îți dau o săptămână. Te duci de aici cu acești doi însoțitori, că îmi dă voie legea. Și ei nu vor pleca de lângă ușa ta până când te duci și dai câte telefoane vrei și aduci banii. În găleată, în cont, în cum vrei tu. Și pe urmă discutăm în fața judecătorului ce pedeapsă să-ți dea, dar eu nu te arestez dacă aduci banii. Să-i dea posibilitatea asta procurorului să negocieze cu el în folosul celor care astăzi spun că justiția este de nota 4. Și mai există o percepție pe lanțul acela de care vorbeați dumneavoastră, suma foarte mare alocată persoanelor în stare privativă de libertate. O sumă de peste 2000 de lei, din câte știu, ca și alocație zilnică financiară, care deranjează pe foarte mulți oameni care nu au nici de departe acel salariu. Am spus de mai multe ori treaba asta. Dar să știți că suma asta, eu nu știu cum apare. Eu nu știu cum apare alocarea sumei respective, că pe hârtie toate sunt bune și frumoase la noi. De-aia m-am spus că și chestia cu creșterea economică și cu economia care bubuie, pe hârtie toate sunt foarte frumoase, dar în realitate nu. Păi noi avem un sistem penitenciar jalnic și condiții de detenție jalnice.
Eu vorbesc că să ne comparăm cu americanii care au chisori speciale. Și pentru toate acestea mai plătim încă. Sigur că da. Și avem, sigur că da. Și pe hârtie ne apar nu știu ce sume alocate. Domnilor, despre ce vorbim aici? Nu asta e important, pentru că sistemul de privare de libertate la noi nu e un sistem educativ. Nu. E un sistem pur represiv. Ce educație poate să aibă omul acolo în condițiile în care cel care vine, să zicem, cu pregătire superioară și așa mai departe, pentru a-i condamna pentru o infracțiune de corupție. Păi la înainte de a veni în pușcărie, el a realizat, nu atunci, el a realizat în momentul în care a făcut infracțiunea, care sunt consecințele și că este un rău pe care l-a făcut societății prin acțiunea sau inacțiunea sa. Nu asta e problema și nu trebuie să fie reeducat acolo. Acolo el este pedepsit. De-aia și zice, pedapsă cu închisoare, de la atât până la atât, da? Așa zice codul. Și atunci despre ce vorbim? Ei, dacă sunt pedepsiți, atunci, domnule, îi pedepsești în condițiile actuale de detenție. Nu în condiții de pe vremea... Numai atunci se realizează de la cauză la efect. Numai atunci. Dacă este considerat în executarea unei pedepse și nu în reeducare, ce-l mai reeduci pe ăsta la 45, 60, 50 de ani când el e o parie? Nu, dar revin la ceea ce am zis mai înainte și eu cred că România, în condițiile actuale, ar trebui să studieze foarte serios problema asta și cât de repede să o pună în aplicare. Sistemul de cointeresare al inculpatului în recuperarea prejudiciului. Pentru că noi avem instituția, știi foarte bine, 725.1, care cu privire la recunoașterea faptelor și procedura aceea de recunoaștere. Dacă ți se prezintă un rechizitoriu care prezintă niște fapte trunchiate, tu dacă le recunoști, beneficiezi de reducere la jumătate limitelor, adică la o treime a limitelor pedepsei și așa mai departe. Dar nu e eficient sistemul respectiv, pentru că actualmente s-ar putea ca tot cu privare de libertate să ia omul și, prin urmare, n-a realizat nimic. Problema prejudiciului nu e rezolvată. Dar în momentul în care prevezi acolo posibilitatea, chiar și pentru procuror, cum zicea colegul, să negocieze în adevăratul cuvânt, sens al cuvântului, acel prejudiciu cu infractorul și să-i spună, domne, dacă te prezinți cu acele 10 sau 50 de milioane de euro prin, mă rog, îți deschizi băierile pungii și îi pui pe masă, ai posibilitatea să... Sigur, noi ca societate și am fi... Și trebuie să-i oferi ceva. Nu numai faptul că eu îți ofer posibilitatea ca unui proces corect. Păi stai un pic, proces corect. Păi da, proces corect oricum trebuie să aibă loc. Pentru că așa spune Constituția. Așa spune și codul, da? Și judecătorul știe că trebuie să facă și un proces corect. Și el știe că trebuie să facă. Eu să fac un proces incorrect dacă nu recupera prejudiciu. Nu. Ba mai mult, există niște deficiențe și mai mari pe care doamna Prună, acolo îmi pare bine că a sesizat și eu vorbesc aici, fac trimitere la o întâlnire că am avut-o noi în Consiliul Uniunii Barourilor la București cu dânsa acum exact acum două luni. În 24 sau 25 iulie a avut loc. Dar apropo acolo, după ce că în paranteză fie spus, mulți colegi de-ai noștri s-au exprimat poziția și dezaprobarea vis-a-vis de poziția pe care a adoptat-o. Am participat acolo împreună cu decanul actual, cu colegul Șuta Dan. Și s-a luat cuvântul în acest sens de decan și de toată lumea în sensul ăsta și s-a reproșat. Ei, dar acolo totuși am sesizat o chestie care tot mi-a plăcut. În ceea ce privește modalitatea de... Adică percepția pe care o are vis-a-vis de aceste coduri pe care ea le-a lăudat. Că vezi doar de ce grozave sunt. Mă refer la codul penal și de procedură penală. Că de la civil n-ar rost să discutăm. Că acolo e o discuție care nu se va termina nici probabil nici peste 50 de ani. Ce se întâmplă? S-a observat... Și acum a observat, trebuia să observe mai demult, că se aplică un cumul aritmetic la pedepse care duce la niște anomalii groaznice. Și un om care a săvârșit, să zicem, o infracțiune care înainte să pedepsea, dar noi au niște pedepse groaznice.
E o ducere fără permis sau cu permisul anulat. O să dădeau niște pedepse modice. Îi dădea cu suspendare dacă era la prima abatere și nu erau consecințe deosebite, sau îi dădeau o pedepsă modică, nu apropiată de minimul special. E, acum, pentru astfel de pedepse, poți să execuți ani și ani grei de pușcărie. Nu vă pot spune cum, că depinde de situațiile în care sunt. Dacă se combină cu altceva sau să revocă niște vreo suspendare și așa mai departe, deci se execută, poți să execuți de la 10 ani încolo, liniștit. Și în condițiile în care, v-am dat un exemplu cu o infracțiune din categoria celor mai gravă și asta, dar nu chiar atât de gravă în raport cu infracțiunile celelalte, cu violență sau cu sau de economice. De prejudiciu. De prejudiciu. În condițiile în care o infracțiune de prejudiciu, da, cunoașteți. De la cazul Voiculescu și cazul nu știu mai care, sunt mai multe, da? Care deja sunt liberi unii. Au primit, ce știu, 3-4 ani, până la 5 ani, au executat un an jumate, 2, nu știu ce, au beneficiat de vârstă, pe vântul dacă de cărți, de nu știu ce. Le întreabă cineva pe vântul dacă a recuperat prejudiciu. Nu, deci unde e el? Să acum facă... el scrie. Și... Despre ce act de justiție vorbim atunci. Și atunci, asta mi-a plăcut la ea, că într-adevăr a sesizat treaba asta și a promis că, mă rog, vor face niște propuneri de modificare ale codurilor. Dar când? Că mai au de guvernat încă 3-4 luni de zile și s-a terminat. Dacă nu le faci urgent, mai ales în condițiile în care, ce scuze că îmi continui ideea, mai ales în condițiile în care tu refuzi sistematic adoptarea unor legi de grațiere și amnistie. Doamna moderatoare, eu cu colegul am trăit nu știu câte decrete de grațiere și amnistie, că dacă fi să le numărăm, cred că sunt câteva zeci. Bun, s-au dat pe vremea comuniștilor. Dar să știți că și alea nu s-au dat așa, că au vrut comuniștii să iasă ei cât mai omenoși. Nu, pentru că și ei au constatat că problema penitenciarului nu o pot rezolva, că trebuie alocate fonduri mari ca să faci nu știu ce penitenciare moderne. Că a fost Ceaușescu, așa cum a fost dictator, nu știu ce, da, prin preumblările care le-a făcut și a făcut multe prin străinătate, a văzut cam cum stau și la capitolul ăsta cei din străinătate, da? Și atunci când se punea problema, hai să facem un penitenciar modern, ai constatat că te costă nu știu câte zeci sau sute de milioane de dolari la vremea respectivă sau mărci ce erau, care nu prea aveai de unde să-i scoți în condițiile în care tu vrei să plătești și datoriile. Și atunci ce era? Ce aveai la dispoziție? Decât să doarmă respectivii de ținuți trei într-un pat. Nu riști să plătești despăgubiri pentru condițiile. Mai rereai un pic penitenciarele, mai dădeai drumul. Ca să nu mai vorbesc că pedeapsa maximă care se putea lua atunci în România era de 25 de ani închisoare, dar asta în condițiile în care se aplicau tot felul de sporuri și se săvârșea una din infracțiunile la grave. Omor calificat sau genocid sau ce-o fi fost. Deci nu se putea depăși 25. Acum liniștit să port sare. Ei, dar nu numai de la ea cred că vine chestia asta, pentru că actualmente văzând citind într-o revistă străină, am observat că într-un interviu pe care l-a dat președintele actual al Americii, a afirmat că într-adevăr trebuie făcut ceva, pentru că și el n-a avut altă situație de făcut decât să grațieze, să dea niște grațieri personale la zeci de deținuți, nu știu dacă nu erau vreo 200 sau câți erau acolo. De ce? Pentru că sistemul actual de cumul aritmetic al pedepselor, că asta se numește într-un cuvânt sistemul care sunt mai multe infracțiuni, adun pedepsele, mai aplici niște sporuri și așa mai departe, la noi nu se aplica cumul aritmetic, se aplica cumul juridic. Adică erau 5 infracțiuni, da, câte un an pentru fiecare și nu executa 5 ani. Executa, să zicem, un an la care îi mai adăuga un spor de un an sau doi. Înțelegeți? Deci, dacă e total diferit. Dacă era de adăugat. Ei, și el a observat că sistemul ăsta nu e tare bun, pentru că acolo sunt oameni cu pedepse de sute de ani pe care nu le vor executa niciodată. După cum mi-aduc aminte de o glumă în care îi spune judecătorul condamnatului condamnat, primești 40 de ani de închisoare pentru fapta pe care s-a vrut și de lapidare uriașă. Păi bine, domnul judecător, dar am 65 de ani. Credeți că o să trăiesc atâta? La care judecătorul îi zice, păi fă și tu cât poți.
Da. Deci, da, ajungem și acolo. Domnule Bancea, revenim puțin la aceste majorări salariale. De ce acum? Tocmai dumneavoastră spuneați, mai sunt câteva luni până de guvernare, suntem în pragul alegerilor parlamentare. Am trebuit analizat din punct de vedere politic. Personal, din punct de vedere, dacă analizezi, înseamnă că are o țintă. Măsura respectivă. Ținta nu poate fi decât politică. Mă gândesc la o implicare a cel puțin a primului ministru, dacă nu o parte din guvernul actual, în viitoarea configurație legislativă care există. Oferte în urma alegerilor. Oferte au pentru că nici partidele, să fim bine înțeleși, nu prea au ele ce oferi. Partidele s-au obișnuit de 26 de ani să promoveze tot felul de, să zic, persoane care până la urmă au dezamăgit. Că nu vreau să folosesc alte termene, da? Mai dure. Sunt termene persoane mai dure și care să ar place publicului. Să poată zădărnici în făptuirea persoane justiției pe colegilor. Persoane pe care le vezi acum la televizor, nu? În spectacol oferit de DNA și așa mai departe. Deci eu trebuie să facem astfel de promovări. Întreb eu partidele politice, nu? De ce nu și-au asumat un pic de responsabilitate vis-a-vis de propriul său popor, de la care îi cer voturile în fiecare 4 ani și promovezi astfel de personaje? De ce nu-ți faci o evaluare mai clară și mai corectă a valorilor pe care le ai în propriul tău partid? Nu s-a pus accent pe profesionalismul persoanelor promovate și pe alte considerente. Să știți că în privința asta... Pentru că niciun partid nu are doctrină. Nu. În privința asta vă contrazic. Pe profesionalism, profesionalismul s-a verificat. Toți erau absolvenți cu tot felul de facultăți, unii cu masterate, alții cu doctorate, nu unul, ci chiar mai multe, și așa mai departe. Da, numai că mulți dintre persoanele respective, din păcate, n-au avut o coloană profesională bine determinată și pe linie politică, mulți dintre ei, chiar tineri, au zburat dintr-o funcție în alta, purtați așa de vântul acesta al politicii, fără să-și consolideze o profesie. Acum nu vreau să jignesc pe nimeni, eu respect tinerii și, mă rog, și eu am fost tânăr și îmi place să cred că am rămas în continuare, cel puțin așa în mintea mea, că aparent nu mai sunt. Dar, ai azvârlit pe tineri în față, profitând de faptul că ei sunt creduli și că ei cred că pot să răstoarne lumea, pentru că așa e, ești la o vârstă la care ai impresia că ai o forță grozavă și tu poți să faci foarte multe. Cu timpul observi că nu prea. Că mai sunt și eșecuri, mai sunt și lucruri care nu le poți aduce la îndeplinire și așa, dar băgându-i în față, cei care îi bagă în față își creează o responsabilitate maximă. De ce? Pentru că ei sunt vinovați pentru promovarea unei astfel de politici. Împinge oameni în față care n-au experiență și pe cărora poți să le comanzi după aia. Asta e una. Doi, că s-ar putea să ai promovat succesuri. Sigur, da. E adevărat că sunt mulți dintre ei care răspund cerințelor pe care tu le-ai făcut la vremea respectivă ca și conducător de formațiune politică sau persoană care ai promovat o astfel de persoană. Și sunt, într-adevăr. Mai că săracii, aia n-au prea rămas mulți pe aici. Cei care au fost buni din punct de vedere profesional, vedem pe unde sunt. Nu au rămas pe aici, nu coleg nici căpșuni, nu umblă cu roaba în construcții dincolo până în străinătate, ci aia și-au făcut studiile și le-au completat în străinătate cu alte perfecționări și au ajuns acolo niște oameni deosebiți. Adevărat, fac cinste poporului nostru, dar atât. Ei nu se mai întorc aici. Pentru că nu mai pot. Nici pentru că nu au cum să exerseze ceea ce au învățat acolo. Și doi, sistemul e ca un sistem care promovează altceva decât adevărata valoare. Pe de altă parte, eu nu cred că partidele alea n-au avut oameni potriviți la locul potrivit. Dar în condițiile în care îi promovezi așa pe ochi frumoși, aici așa ajungi. S-a întâmplat, după cum... Și se întâmplă în continuare. Și vă spun cu mâna pe Biblie că promovarea tinerilor în România este transformarea lor în slugi. Nu, promovarea ale partidului, ale celui care a promovat, ale îndeplinirii cu sfințenie a unor canoane nescoase în față, neelucidate, poate chiar murdare.
aceste condiții așa. Vor avea partidele locuri eligibile pentru miniștrii cabinetului Cioloș, dacă ei vor vrea să intre în PNL, de exemplu, da, domnule Costea, acolo știm că există sunt oferte, la adevărate modul războaie pentru un loc eligibil pe lista la parlamentare. Taberele, din păcate, foștii pedeliști se luptă cu foștii peneliști. Nu, se mai luptă, mai se mai luptă și alți. Nici nu contează cine cu cine se luptă. Cert este că, da, într-adevăr există o luptă, dar pot să vă spun, și este un fapt public, anumiți miniștri din acest cabinet, cum de altfel și primul ministru, sunt ofertați din mai multe direcții pentru ca la un moment dat să se gândească la o implicare politică. Este un fapt real și în aceste condiții e posibil ca la un moment dat unii dintre dânsii să participe la o creație politică în România. În schimb, convingerea mea este că în ceea ce îl privește pe primul ministru Dacian Cioloș, nu se va implica politic până după alegerile parlamentare, urmând ca după alegerile respective să decidă poziția și postura eventual politică din care va activa în societatea românească mai departe. Eu îmi permit să spun că nu cred chestia asta. Eu vă spun dinainte. Vă spun punctul meu de vedere. A te implica după alegeri înseamnă ce să faci? Să te pregătești pentru încă 4 ani. Să fie desemnat din nou premierul României. Nu, premierul va fi desemnat de partid. Trebuie desemnat așa cum scrie Constituția. E desemnat de președinte. El e desemnat de președinte, dar el este propus de partidul care câștigă alegerile. Da, dar mai mare număr de parlamentari. A câștiga alegerile conform interpretării constituționale înseamnă să ai 50% plus 1 din parlamentari. Nu se va întâmpla la aceste alegeri și în aceste condiții președintele este cel care desemnează o persoană ca premier desemnat și persoana respectivă are sarcina de a negocia o majoritate parlamentară care să-l susțină. Și care să fie confirmată, bineînțeles, în Parlament. Bine, asta, calculul ăsta e un calcul care e un puțin în afara Constituției, pentru că Constituția zice altceva. Constituția zice partidul sau formațiunea politică care câștigă alegerile. N-am textul în față, dar nu știu că acolo să fi văzut vreun procent acolo, 50 plus 1 sau chestii de genul ăsta. Nu, dar ăștia sunt, din câte ți-mit o interpretare a curții constituționale, pentru că știți că am mai avut asemenea evenimente și s-au găsit soluții adecvate. Nu discutăm de curtea constituțională, pentru că eu am mari rezerve față de curtea constituțională în ceea ce privește modalitatea ei de implicare în actul politic din țară, pentru că ea se implică politic, dar de vreme ce este numită politic, ea asta face. Algoritm. Da, politic. Vom vedea ce se va întâmpla după. Dar aia nu înseamnă că ceea ce ea a stabilit acum e literă de lege. Asta e așa, o interpretare curios. Adică discutabilă. Nu înseamnă că stabilește și mâine același lucru? Curios, bineînțeles că nu. Curios act de curaj din partea unui guvern tehnocrat care nu respectă nici măcar acesta votul poporului. Parlament cu 300 de parlamentari. S-a stabilit prin plebiscit. Bun, dar asta nu o putem reproșa guvernului, pentru că guvernul ăsta e un guvern tehnocrat. Deci el nu are misiuni legate de modificări. Nici ăsta nu respectă ce nu, vrea poporul. Ei nu pot să facă treaba asta. Chestiunea asta trebuie să o facă cei care sunt care autorii, sunt cât autorii mai rămâne acest guvern alegeri? Dacă ar fi luat această măsură, domnule avocat? Poftim, cât ar fi rămas? Exact. Dar făceau ce a vrut. Dar nu pot lua o astfel de măsură. Ei trebuie să respecte structura Parlamentului care a fost aleasă, făcută prin alegeri. Ei ce puteau să facă? Să inițieze niște proiecte de legi sau un proiect de lege care să supună aprobării Parlamentului în timp util, și care, să prevadă o configurație a viitorului parlament care urma să fie ales, de manieră la care să respecte acea hotărâre prin care s-au cantonat asupra 300 de parlamentari. Asta înseamnă foarte multe. Asta trebuie ca partidele să ajungă la anumite înțelegeri. Sunt foarte multe lucruri. Dacă nu mă clipă. Dacă trebuie să știm un singur lucru. Toți ne uităm la Cioloș ca el fiind factum totum aici. Nu e așa. Cioloș este un funcționar care funcționează cu un mandat limitat. Nu este numit de niciun partid, el funcționează acolo cu consensul partidelor politice, să fie clar.
cele care sunt cei care trebuie să își pună cuvântul în modul de conducere a acestei țări sunt în primul rând partidele, pentru că ele au primit girul, ele au primit girul electoratului. A fost validat de în principiu toate partidele l-au votat pe domnul Dacian Cioloș. Da, au fost în consens. Domnul Dacian Cioloș chiar poate să primească o prezumție de bunăvoință, pentru că nu este un personaj răuvoitor, dar sincer vorbind, un guvern cu un termen limitat, practic de un an de zile de funcționare, nu poate să schimbe lumea. În schimb, face și lucruri bune. Revenind acum la investitura guvernului, apropo de ce discutam, articolul 103 din Constituție, alineatul 1, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor reprezentate în Parlament. Ei, hey, aici, da, dar aici. Păi cine trebuie să consulți? Că nu o să consulți pe ăla care are 5,1%. Toate partidele reprezentate vor fi consultate. Și să ții seama numai de părerea ăluia. Și să vină ăla cu propunerea, dacă vă dați seama. Că... Deci aici trebuie să ai sprijinul partidelor care câștigă. Da, spuneam că vom vedea după alegerile parlamentare ce se întâmplă. Vreau să vă întreb din punctul nostru de vedere de ce s-a prăbușit încrederea românilor în justiție. A scăzut cu 13% într-un singur an. Dar ce am făcut până potrivit acum? Potrivit Eurobarometru. Pentru că justiția la ora actuală este doar o fațadă. Omul are de plătit o taxă de timbru enorm de mare. Nu este scutit nici atunci când îndeplinește condiții. Anul trecut, domnule o secundă, poftim? Ce? Taxe de timbru aveau de plătit și anul trecut. Păi pentru că a ajuns cuțitul la os. Pentru că le ajunge. Păi sunt o mulțime de procese care nu pot fi pornite de persoane despărțite în fapt și în drept divorțate, pentru că nu pot să-și timbreze acțiunea. Nu pot să-și timbreze acțiunea. Ei, n-am terminat de epuizat, pentru că nu s-a redus termenul de judecată, ci s-a prelungit. Am cauză în care după 3 ani de zile, numărații, 3 ani, n-a primit omul citație și mă bombardează pentru că este în străinătate, mi-a lăsat procură și el nu primește încă, n-a început procesul, dezbaterile. Procesul a început când el a depus cererea, pentru că acum zice nu... Termenul de judecată s-a stabilit la primul termen, dar cât a trecut până atunci de când el a depus cererea, nu mai interesează pe nimeni. Și ce se întâmplă în perioada asta este incredibil. Toate acestea la un loc și fațada asta, afișarea acestor arestări, care nu duce nicăieri pentru el, pentru omul de rând, pe el nu-l ajută cu nimic. Nu s-a recuperat un prejudiciu să se vadă, să fie evident, să fie eclatant și clar că, uite, domnule, acel inculpat care a fost condamnat pentru că a sustras atât din bunul public, iată, a fost recuperat. Imobilul cutare a fost trecut în proprietatea statului și acolo s-au mutat 3 familii de nevoiași sau nu mai știu eu ce alte instituții de binefacere pentru oamenii. Nenorociți pentru acest mulțime asta de oameni cu pensiile sub 300 de lei care au făcut o demonstrație și și-au bătut joc de ei, chiar și guvernul acesta. Deci asta a făcut ca justiția. Omul nu mai are în ce să creadă. Credea în biserică, mai merge și la biserică. Credea în justiție. Justiția a fost totdeauna la înălțime în gradul de încredere a populației. Totdeauna. Acum, ce s-a întâmplat este demonstrarea faptului că nu este în regulă cu justiția. Și cum este ea construită, pare rău că suntem spre final și deschid o carte foarte complicată. Părerea mea, o spun. Și nu mă interesează cât de dezavoat voi fi după aceasta. Trebuie imediat, mâine, dacă s-ar putea, desființat Institutul Superior de Magistratură. Pentru că acolo studentul care este egal în dreptul cu viitorului coleg procuror, cu viitorului coleg
avocat are nevoie de 2 ani de studii în care nu face altceva decât cum să fie adversarul avocaților. Da, domnule. Eu vă spun un singur lucru. Trebuie umbla la cauze. Cauza care este? Păi rezultatul acesta dezastros al încrederii populației în justiție îl găsim în actuala reglementare. Ia să modifice codurile actuale care s-au dovedit a fi un eșec și știu ce spun când spun treaba asta. E adevărat, ar trebui să umble un pic și la defiscalizarea actului de justiție, pentru că justiția e fiscalizată total. Nu poți face, să zici un cuvânt acolo fără să plătești și plătești, dar după aceea îți spune că n-ai dreptate. E adevărat că nu trebuie să condiționezi dreptatea de o plată, dar nici chiar la maniera la care se face acum. Și debirocratizarea, pentru că aceste coduri au întins coarda birocratizării, eu zic, la maximum. Am clientă, nu trebuie făcut mult. Am clientă profesoară cu 1200 de lei salar și lună de lună trebuie să plătească în taxa de timbru pentru partaj, care i-a fost stabilită inițial, lunar i s-a defalcat 420 de lei din 1200. Și atunci, și atunci această femeie care se adresează justiției să-și împartă ce a câștigat ea, ce a muncit ea, nu ce i-a dat statul gratuit, cu atât tribut, trebuie să-l recupereze. Înseamnă că are multe bunuri de împărțit, domnule avocat. Doamnă, dar nu sunt la ea, sunt... Doamnă, nu fiți copil. Sigur că are bunuri de împărțit, dar nu sunt la ea, sunt în posesia celuilalt. Toate. Taxa, vreau să scot în evidență că taxa de timbru este în funcție de valoarea bunului. Da, dar o plătește tot cel care n-are nimic. Că el n-are, de fapt, nimic. El, dacă se va face împărțirea bunului, el va obține. Dar până atunci, el trebuie să timbreze acum cu o sumă pe care o ia de la gura copilului, de la gura lui, de la... Da, domnule Costea, ce părere aveți dumneavoastră de ce... După cum am cred românii în justiție. Explicat, această scădere a încrederii în justiție este rezultatul percepției publice a faptului că în dosare cu prejudicii ridicate nu se recuperează sumele respective, se observă că anumite personaje stau un an, doi și după un folieton, două sunt libere și probabil cu bani în buzunar pe undeva prin diverse paradisurile fiscale de această lume. Asta eu înseamnă tot modificarea exact, legislației. Dar consider că acest aspect este principalul aspect care a dus la o scădere a încrederii în justiție, nu alte motive. Controversele privind implicarea SRI în dosarele penale nu au contribuit și acestea la scăderea încrederii în justiție? Pe afirmațiile de genul celor pe care le-a făcut doamna fostă președinte în alte curți, care nu-i fac partener de nădejde al vă dați seama, acele afirmații și alte afirmații cu privire la făcute de alții, nu neapărat de ea, cu privire la calificarea ca și când tactica justiției. Deci aceste afirmații sunt ca și când ai pune benzină pe foc. Da, afirmația respectivă a fost un pic inflamată. În fond și la urma urmei, corupția reprezintă și combaterea corupției în fond, o strategie națională și cred că aici a dorit să bată cu ideea purtătorul de cuvânt de la Serviciul Român de Informații, care cred că a făcut această afirmație. Da, dar nu trebuia să justiția facă absolut poate deloc fi un câmp tactic pentru Serviciul Român de Informații? Nu, justiția este un complex de instituții. Justiția este o putere din stat. Asigură îndeplinirea legii. A fost o greșeală enormă cea făcută de Dumitru Dumbravă, fără îndoială, mai ales legată de faptul că dacă până acum actul de justiție ne-a interesat până în momentul în care s-a redactat rechizitorul, acum mergem pe urmele lui până la aducerea hotărârii, mi se pare a fi un act destul de voluntar și a adus prejudiciu mare justiției, pentru că a subordonat justiția. Nu, cred că care... a făcut afirmația respectivă. Bravo a făcut. Nu cred că purtătorul de cuvânt a fost cineva din vârf. A fost un ofițer. Exact.
care era purtătorul de cuvânt. Sensul cuvintelor a fost înțeles. Generalul Dumbrava a spus că justiția este un câmp tactic pentru SRI. Vorbește despre, da, de ofițerul respectiv. De că generalul Dumitru Dumbrava. Da. După aia a venit președinta Uniunii Magistraților din România, care s-a plâns de faptul că o astfel de afirmație nu face altceva decât să demonstreze că SRI-ul își depășește oarecum limitele și subordonează justiția. Nici o parte, nici cealaltă nu sunt puncte de vedere sănătoase. Și asistă cetățeanul de rând și fiecare, le califică fiind justiție toate. Fiecare are locul realitatea pe care nu putem să o negăm. Deci fiecare instituție în aceasta face parte dintr-un anumit complex de care se înscrie instituția ale statului. Da. Da, ale statului și care se înscrie între puterile statului. Bineînțeles. Puterile statului și slăbesc aceste puteri prin aceste afirmații. Dar mai e o chestiune destul de gravă, pentru că omul de rând se orientează din asta. Păi, domnule, am ajuns din nou ca să se facă poliție politică și în justiție. Realitatea e că, iată, cu concursul acestor organisme ale statului, am avut și un fost judecător mustață, am avut alți astfel de magistrați care au întinat justiția și care contribuie la gradul de neîncredere al populației în justiția, pe care o vrea imanentă, nu va fi niciodată, dar vrea să mai aibă o speranță, să aibă posibilitate. Mă duc la judecător. Deși am depășit timpul alocat emisiunii, vreau să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră dacă vor fi majorate salariile judecătorilor. Domnule Bancea? Evident că vor fi majorate în măsura în care se aplică ordonanța respectivă. Numai dacă se revine asupra ei, rămân în situația actuală. Și eu cred că se vor majora, pentru că trebuie înlăturat și oprit acest conflict. Subordonarea magistraților din punct de vedere material procurorului nu face altceva decât o rezmeriță groaznică de care nu are nevoie justiția în aceste momente. Justiția are nevoie de o luptă teribilă de recuperare a procentelor pierdute în fața populației și asta nu o poate face decât cu concursul legislativului, care este total dezinteresat. Spune Puiuaci, colegul meu, că... Dar cu acest parlament, și nu știu ce parlament vom avea, nu vom spera niciodată într-o legislație care să tindă spre ridicarea prestigiului justiției, pentru că ei ce vor? Din păcate s-au adunat acolo în cloaca aceea, n-o pot numi mai elegant, îmi pare rău, atâția care ori își pun mir, ori aduc aghiazmă în parlament, ori fac ei cum fac, dar organul de stat care trebuie să facă dreptate nu își poate duce la îndeplinire pentru că ei pun talpă. Da, trebuie să fie ridicate și salariile judecătorilor la nivelul de cel puțin aferent, da, cel puțin, conform legislației, și pentru ca acest conflict mocnit să fie eliminat cât mai rapid din justiție și din societate, ar trebui ca această decizie să fie luată cât mai rapid posibil. I-aș mai adăuga aici că trebuie modificată. Pentru că există resurse financiare. Pentru că nu numai salariile procurorilor și judecătorilor trebuie și ale auxiliarilor, ci ale tuturor celor care sunt beneficiari ai acestei ordonanțe. Sigur. Care bugetar. Dacă o condiție. Să vedem și noi ăștia la care stăm, care suntem poporul, mai mic sau mai mare, niște rezultate, pentru că bugetarii care sunt în aparate gen finanțe, adică bănci mai puțin, administrații de tot genul și agenții de tot genul, în afară de producerea de birocrație, prea mare avantaje n-au prezentat pentru marea populație. Marea populație asta așteaptă să ei să ușureze sarcina birocratică.
cred că nu este lipsit de interes să mai discutăm puțin despre răspunderea pentru actul de justiție incorrect. Am zis răspundere. N-am spus de ce natură, n-am spus altceva. Răspunderea magistratului ar trebui să vină atunci când vin aceste majorări salariale, ar trebui să vorbim și de acest lucru. Eu n-am vorbit de niciunul. Pentru că trebuie să răspundă de multe ori înainte de a ajunge în fața judecătorului alții pentru acte abuzive în exercitarea profesiei prin care participă la înfăptuirea actului de justiție. Magistrați se numesc și aceia, domnule avocat. Magistrați se numesc și ei. De ce? Se pot numi și polițiști. Da. Domnule avocat Ungur, domnule avocat Pancea, domnule Costea, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Informația TV. Noi ne revedem mâine la aceeași oră.